Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Pur și Simplu Tineri. În numele echipei vă urez un an școlar plin de realizări, iar noi ne dorim să avem o audiență cât mai mare din partea voastră. După cum se știe, la 1 octombrie al fiecărui an are loc un eveniment important așteptat de noi toți, deschiderea festivă activităților la Palatul Copiilor. Ce se va întâmpla în această frumoasă zi de toamnă, veți vedea în materialul care urmează. Publicul tulcean a așteptat surprizele pe care le-au pregătit organizatorii cu ocazia acestui eveniment. Una din acestea a constituit-o modul de aranjare al afișelor ce prezentau rezultatele pe care elevii de la diferite cercuri le-au obținut la numeroasele activități organizate în anul școlar trecut. Like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight, I watch her sway to her rhythm. I'll go as groom with grace. Publicul format din elevi, părinți, bunici, cadre didactice a avut ocazia să admire în foaierul Palatului o expoziție de afișe și postere care au prezentat oferta educațională a acestei instituții. Îmbinând talentul cu imaginația, autorii afișelor au convins vizitatorii că activitatea în cercuri oferă celor care le frecventează posibilitatea de a participa la activități interesante, concursuri, expoziții, excursii tematice. O parte din diplomele și premiile obținute de elevii care au frecventat cercurile Palatului Copiilor au fost prezentate publicului cu ocazia acestei expoziții. Cele 26 de cercuri ale Palatului oferă copiilor cu vârste între 6 și 18 ani posibilitatea de a-și petrece timpul liber în mod util și plăcut, dar și de a-și dezvolta aptitudini și talente în domenii diferite: muzică, teatru, pictură, informatică, dans modern și popular, protecția mediului, șah, civicultură, apicultură, tapiserie, judo, redacția Radio TV, electronică, astronomie, etc. Life.
wake up in the morning and your head feels full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Prezentarea profesorilor care coordonează activitățile. Doamna profesoară Viorica Petre a vorbit despre importanța activităților extrașcolare pentru formarea și educarea tinerei generații.
Domnul inspector general, profesor Doru Marian Căpriță, s-a declarat mulțumit de prezența publicului numeros în sală, fapt care demonstrează eficiența activităților educative care se desfășoară în această instituție. Rând pe rând, fiecare profesor și-a prezentat oferta cercului pe care o conduce, dar și o parte din rezultatele pe care le-au obținut copiii. Ca după ceremonia de deschidere a activităților să urmeze un spectacol oferit de cercurile artistice. Nici de data aceasta, micii dansatori, actori și muzicieni nu s-au dezmințit. Să urmărim în continuare câteva secvențe.
never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Give me all the love. I can deal your love.